cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, mesagerul de neam, știri din Neamț în direct. După cum vedeți, eu mi-am băut deja cafeaua, deci sunt plin de entuziasm și energie. Ca de obicei, trebuie să spun câteva cuvinte înainte de a vă prezenta invitatul și a intra într-un dialog cu domnia sa. Toată lumea acum este în zodia politicului și nu numai în zodia politicului, în zodia politicului ăla care tot se întreabă cine pleacă, cine vine, unde vine, ce pleacă, cât pleacă, de ce pleacă, până unde pleacă. Eu astăzi vă spun că tocmai am publicat acum câteva minute bune, o declarație a lui Mugur Cosmanciuc, deputat de Neamț, unii spun încă deputat de Neamț PNL, mă rog, care spune că el este într-o echipă și că atâta timp cât echipa are un lider precum domnul Ciucă, el rămâne în echipă. Cel puțin așa am înțeles eu din declarația domniei sale. În rest, lucruri obișnuite, așa, prin Neamț. Consiliul Județean obligat să achite niște despăgubiri importante în urma unui accident. O doamnă a căzut într-o groapă la Durău, drumul era al CJ-ului și a obținut despăgubiri importante în primă instanță, vedem ce va rămâne într-a doua. Până atunci însă, după toate această introducere, să spunem că în emisiune îl avem astăzi pe primarul, eu zic, poate cea mai mare, nu știu dacă nu mă înșel eu, cea mai mare comună din județul Neamț, domnul Florin Vârgă de la Săbăvani. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, conform Institutului Național de Statistică, Săbăvaniul este în continuare cea mai mare comună din județul Neamț. Așteptăm să vedem comunele care sunt limitrofe orașelor mari, Roman, respectiv Piatra Neamț, ce populație o să aibă la final după ultimul recensământ. O să vedem, dar până atunci sunteți lider, ca să spun așa. Domnul primar, acum sunteți primarul comunei Săbăvani. Trebuie să vă întreb, v-ați mutat de la USR la PSD? Așa este, am luat această decizie pentru... Nu pot să nu încep emisiunea, așa că așa am început-o și cu Cosmanciuc, știți? Zic, hai să mergem. De ce ați luat această decizie? Am luat această decizie pentru că comuna are nevoie de dezvoltare. Dezvoltarea vine dintr-un mediu și dintr-o zonă în care ai o echipă puternică în spate și oameni care pot susține proiectele la București și nu numai. Avem diverse proiecte depuse pe la companii de stat care sunt în diferite stadii. Iar pentru a putea avansa cu acele proiecte avem nevoie de susținerea Guvernului României implicit. Deci, eu înțeleg așa, eu încerc să traduc pentru mine. Da. Sunteți primarul unei comune, ați câștigat pentru un partid care atunci era în vogă și venea cu anumite idei, ați câștigat comuna aceasta unde puțin se așteptau la un rezultat atât de bun. Ați format o echipă cu care ați lucrat 4 ani de zile, bănuiesc bine. Și acum, pentru următorul pas al dezvoltării comunei, v-ați gândit că aveți nevoie de mai multă susținere. Decizia aceasta a dumneavoastră a fost una, cum să vă spun eu, la nervi sau una cântărită, asumată și pe termen lung? Niciodată nu iau decizii la cald, în primul rând, dar niciodată. Totdeauna stau, reflectez asupra deciziei și de abia după aia acționez. Iar în această situație nu vă ascund faptul că eu am avut negocieri și cu alte partide mari din România. Dar din livrabile pe care noi le-am avut ca și discuții, nu s-au întâmplat acele lucruri. Fapt pentru care am avut o altă discuție și cu reprezentanții celui mai mare partid politic din România, speță PSD, unde am primit sprijinul de care comunitatea are cu adevărat nevoie. Și subliniez încă o dată, nu este o decizie personală, nu este o decizie pentru sine, este o decizie pentru grup și o decizie pentru comuna Săbăvani. Pentru că sunt absolut conștient că numai așa putem avansa și putem atrage finanțările care avem nevoie în dezvoltarea comunității noastre. Vă împărtășesc că, într-adevăr, până la acest moment, noi suntem foarte activi pe ceea ce înseamnă finanțări europene.
Asta știu și era lucru pe care vreau să subliniez. Că ați fost activ pe finanțări europene, că noi urmărim ce se întâmplă în comune. Și tocmai de asta e de admirat că ați fost reprezentantul unui partid micuț, l-a ajuns la un moment dat, și ați reușit totuși să accesați fonduri europene. Haideți să vedem pe ce direcții. Avem semnate 7 contracte de finanțare până în acest moment pe Programul Național de Redresare și Reziliență și am avut un proiect semnat pe care l-am și finalizat și implementat pe Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM-ul, prin care am achiziționat materiale sanitare pentru desfășurarea procesului educațional în condiții de siguranță. Pe Programul Național de Redresare și Reziliență, cele 7 contracte pe care să le enumer acum sunt următoarele. Primul proiect este despre GIS, ceea ce înseamnă că o să avem într-o platformă, într-o aplicație electronică, efectiv o cartografiere a localității noastre, și o să avem o situație reală a bazei de impozitare și în același timp a bunurilor imobile din localitatea noastră. Și fac o paranteză, un sprijin direct pentru cetățean care atunci când are nevoie de ceva, poate fi foarte ușor identificat teren, etc. Deci GIS-ul nu este o chestie, un moft. GIS-ul este o necesitate pentru comună. De acord cu dumneavoastră. În cadrul aceluiași proiect avem și 2 stații de reîncărcare. În acest proiect era o neconcordanță între obiectul contractului și titlul contractului și am fost nevoiți să facem o modificare. Am semnat actul național acum aproximativ 3 săptămâni în urmă. Un al doilea proiect care o să înceapă în perioada imediat următoare, dăm ordin de începere săptămâna viitoare după Paștele Catolic, este pentru construirea 2 blocuri în ZEB, a căror valoare sunt de aproximativ 6 milioane de lei. Prin aceste proiecte urmează ca noi să facem în Săboan 2 blocuri, fiecare cu câte 6 locuințe și vor respecta principiile NZEB, ceea ce înseamnă că ele vor fi prevăzute cu pompe de căldură, cu panouri fotovoltaice, sunt pe structură de lemn, adică sunt eficiente din punct de vedere termic. Adică costurile cu utilitățile, cu încălzire ar trebui să fie minime pentru beneficiarii acestor imobile, inclusiv energia electrică. Al treilea proiect este centrul de aport voluntar. Este un proiect pe care l-am depus eu personal, fără să avem consultanță. Am oferit consultanță doar în fază de implementare. Acest proiect este și el semnat. Am făcut licitația, urmează să dăm și acolo, să desemnăm câștigătorul, să dăm ordine de începere. Ceea ce înseamnă că în perioada electorală și alegerilor 9 iunie, o să avem 2 proiecte de finanțare europeană care sunt efectiv în fază de implementare cu execuție de lucrări. Acest proiect este un proiect pe care îl implementăm atât noi din Comuna Săbăoan, cât și cei din Comuna Cordun. Pentru că în baza bunei prietenii pe care o am cu Adrian Ciobanu, primarul Comunei Cordun, i-am pus și lui la dispoziție acest proiect, l-am transmis și am spus: Adrian, este o oportunitate și pentru tine, fonduri sunt suficiente, ar fi păcat ca voi să nu beneficiați de aceste fonduri. Și așa a luat și Comuna Săbăoan 5 milioane de lei, și Comuna Cordun 5 milioane de lei. Pentru că noi suntem oarecum înfrățiți, Săbăoan, Pildești, îndeosebi, sunt două populații care au aceeași etimologie și aceeași zonă de proveniență. Al patrulea proiect și al cincilea proiect sunt 2 proiecte pentru piste ciclabile. Aici, aceste proiecte sunt în acest moment cu ghilimele de rigoare oarecum suspendate și nu din vina noastră, întrucât apare o modificare făcută de către Guvernul României, vor să transfere această finanțare de pe PNRR, pe Programul Național Anghel Salini. Așteptăm să iasă actul normativ, noi așteptăm să încărcăm procedura de licitație, pentru că am ajuns până în faza asta. Avem proiectul tehnic elaborat, urmează doar să încărcăm în platforma SICAP pentru a putea licita acest proiect. Al șaselea proiect, că am spus 4 și 5 piste ciclabile, al șaselea proiect este dotarea cu mobilier a Liceului Teoretic Vasile Alexandrei. Este un proiect a cărui valoare este de 1,8 milioane de lei. Deja am încărcat pe SICAP ce înseamnă partea de IT, adică table videografice, deci laptopuri. Nu este doar mobilierul acela, bănci și scaune, ca să fie clar. Nu. Este un proiect integrat care are o componentă de IT și o componentă de mobilier efectiv. Iar săptămâna asta, la început, am semnat caietul de sarcini pentru partea de mobilier efectiv. Băncuții, scaunii, mesii pentru scaunii profesori și mai departe. Cele 6 proiecte până în acest moment și un al 7-lea proiect este cel pentru centru de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice și acest proiect are valoare de 1 milion de euro.
Așteptăm în acest moment, el va veni pe amplasamentul unde avem o școală, școala Dârdan pentru locuitori, ei știu despre ce este vorba. Acolo o să demolăm această școală, am elaborat proiectul tehnic, urmează să emitim autorizația de demolare, demolăm acest imobil care nu mai este folosit de peste 10 ani și atunci curățăm amplasamentul și efectiv dăm drumul la licitații în paralel. S-a dărâmat școala, ne apucăm de centru pentru vârstnici. Acest centru are mai multe încăperi și prevede recuperare pentru bătrâni, servicii pentru bătrâni și au și o zonă de socializare, adică efectiv să poate concretiza și materializa și într-un centru de socializare, adică unde bătrânii pot veni și să povestească între ei. Și mai avem încă 5 proiecte care sunt în diverse stadii de evaluare la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Educației. Avem 2 proiecte care sunt pentru școli, Corpul D și Corpul F, la Ministerul Dezvoltării. Așteptăm să vedem care este statusul lor și dacă vor fi date ca eligibili. Sincer și personal am rezervii că vom câștiga finanțarea pentru că au fost evaluate până în acest moment și desemnate câștigătoare doar 56 de proiecte. Și noi pe un proiect avem numărul 112 în funcție că era criteriul primul venit, primul servit, pe unul avem 112 și pe celălalt 200 și ceva. Iar celelalte 2 proiecte sunt școli verzi, componenta C15 din PNRR, unde avem corpul C al liceului teoretic Vasile Alexandrii, pe care intenționăm să-l eficientizăm termic. Aici nu au fost declarați eligibili în prima fază, așteptăm faza a doua. Sentimentul meu este că vom câștiga finanțarea. Al patrulea proiect prevede panouri fotovoltaice, avem un proiect de panouri fotovoltaice la Ministerul Energiei pe fond de modernizare. Așteptăm să vedem să finalizeze procedura de evaluare și o să știm și statusul acelui proiect. Și al cincilea proiect prevede înființarea unui centru de asistență pentru copii și părinți. Aici așteptăm, am rezerve în privința acestui proiect. Nu știm care va fi statusul și dacă va fi desemnat ca fiind câștigător, pentru că am primit în prima fază am primit o adresă prin care am fost informați că proiectul nu este eligibil pentru că nu are maturitatea suficientă, cu toate că noi am avut studii de fezabilitate. Ce înseamnă maturitate? Maturitatea suficientă înseamnă studii de fezabilitate. În prima fază, în prima sesiune așa a fost. Noi avem studii de fezabilitate în spate depus, dar și aviz, dar nu, cu toate acestea nu s-a considerat ca având o maturitate. Și în acest moment așteptăm să vedem care va fi răspunsul final al dumnealor. Și lucrăm, bineînțeles, la alte proiecte pe care le pregătim, inclusiv o apă canal pe PNRR, că se lansează prin AFM apă canal. O să mai facem proiecte pentru iluminat public, tot AFM-ul va lansa această măsură, și piste ciclabile, că mai avem alte străzi pe care trebuie să lucrăm aceste piste. Da, deci ați enumerat o groază de proiecte. Eu recunosc că mai fac emisiuni cu primari. În general nu vin atât de bine pregătiți cu toate lucrurile la emisiune. Acum, știți, din ce ați spuneați dumneavoastră, îmi spuneam așa, când se va face pasul la Săbăoani spre discuția de oraș? Acum nu știm dacă... Sau dacă vă convine să vă gândiți la așa ceva. Nu cred. Putem trăi foarte bine la Săbăoani cu condiții de oraș și fiind mediul rural. Adică facilitățile fiscale sunt diferite. Nu văd de ce am duce o împovărare către cetățenii comunei crescând taxe și impozite, nu. Rămânem în rural cu condiții de urban. Ați vorbit foarte mult despre învățământ. Foarte mult. Aproape o treime din proiecte, dacă nu mă înșel, sunt legate de școală. Spuneți-mi, cum stați la nivelul populației școlare în Săbăoani? La acest moment avem aproximativ 1000 de elevi, începând de la ciclu preșcolar până la liceal. Inclusiv. Și câte școli? Corpuri de clădiri efectiv pe care le folosim sunt 3 în acest moment și urmează să mai renovăm încă 2. Și copiii de pe raza comunei, aveți autobuze? Cum faceți? Singurul sat care, de unde facem transportul elevilor este din Traian. Da, avem un autobuz școlar care aducem, facem 3 curse dimineață, 3 curse la prânz. Așa, după siguranța pe care o afișați când vorbiți despre proiecte, stau și mă gândesc dacă trebuie să vă întreb un lucru. Sunteți mulțumit de ce ați făcut în cei 4 ani? Vorbesc administrativ, că politic vorbim după aceea. Sentimentul meu este că suntem pe drumul cel bun și că lucrurile pe care le-am făcut până la această dată sunt cele pe care ar fi trebuit să le facă un primar. Putem presupune că s-ar fi putut face mai mult, dar în egală măsură se putea face și mult mai puțin de atât. A fost și perioada pandemiei în care lucrurile au fost cum au fost. Dacă aș fi avut o experiență de viceprimar înainte de a fi primar,
poate am fi reușit să facem mai mult decât am făcut până la acest moment. Dar ținând cont că eu vin din mediul privat cu experiență de consilier local, mandat 2012-2016, nu am ce să regret, pentru că nivelul de implicare a fost ridicat în această perioadă, atât din partea mea, cât și din partea aparatului de specialitate. Am un suport deosebit. Da, la noi, fiind un open space, mai intră unul, mai spune, bună ziua. Asta e, oamenii sunt pe teren. E o chestie de politețe. Da, e o chestie de politețe, așa se întâmplă. Da, spuneați că ați avut un proiect și sunt foarte curios ce s-a întâmplat numai la dumneavoastră, în toate comunele. Au fost niște bani care s-au dat atunci pentru ca elevii să poată să facă școală în pandemie, în condiții de siguranță. Ați cumpărat și tablete, ați cumpărat și alte lucruri, adică ați achiziționat? Am avut două proiecte scrise. Proiectul de tablete a căzut. N-am fost declarați eligibile. Am câștigat finanțare doar pe cel care prevede achiziția de echipamente medicale, ca să le numesc astfel, sau accesorii medicale, și pe asta am câștigat finanțarea, a fost aproximativ 500 de mii de lei. Mă interesa ce era cel cu echipamente. De ce? Pentru că sunt foarte multe localități în care s-au adus echipamente și eu încerc să dau de urma lor și nu reușesc întotdeauna. Nu, asta e... Nu este o vina primarilor. Nu, știu. Nu este o vina primarilor, nu este o vina consiliilor locale, este o vină... De fapt, nu cred că este momentul să scoatem vinovații, dar cred că e o problemă care a plecat de undeva din partea de evaluare. Pentru că dacă ar fost operațional în partea de evaluare, cu siguranță am fi câștigat finanțările mai devreme și am fi putut oferi cu adevărat aceste chestii pentru elevi. Adică nu e momentul să scoatem vinovați și în același timp vă subliniez iarăși că nu este vina primarilor care au implementat aceste proiecte. Nu, unii au implementat proiectele într-un fel, alții într-un alt fel. Ideea este că în mod normal, în foarte multe UAT-uri, ar trebui acum să nu mai existe elevi fără tablete, fără... Da, noi am avut, printr-o hotărâre a Consiliului Local din 2020, înainte de a fi eu primar, știu că s-au cumpărat undeva 60-70 de tablete, care au fost, sau 90, nu mi-aduc aminte exact numărul, care au fost distribuite elevilor, dar atât, mai mult de atât n-avem. Sunteți o comunitate unită la Săbăvan și, eu spun, nu bogată, dar o comunitate, cum să spun, cu venituri bune, din ce se vede când treci prin localitate. Și vreau să vă întreb, cum stați la nivelul serviciilor sociale? Aveți foarte mulți la ajutor social în Săbăvan? Da, aveam la ajutor social la Săbăvan, avem aproximativ 130 de persoane, din care o parte dintre ei vin și prestează ori în muncă în folosul comunității, aproximativ 70, și diferența sunt scutiți pe diferite cauze medicale. Și ce fac cei 70? Păi cei 70 care vin sunt coordonați de către domnul viceprimar, ies și fac o muncă de teren, în sensul în care se duc, fac curățenii pe străzi, strâng deșeuri, ajută uneori la sistemul de canalizare dacă sunt probleme, adică fac curățenii în cimitir, fac curățenii prin curtea bisericii. Efectiv, lucrează. Da, nu este nicio persoană care să beneficieze de ajutor social și să nu vină să presteze ori în folos comunității. Săbăvan este o localitate care se golește dimineața că pleacă lumea la muncă spre oraș sau este o localitate în care oamenii își găsesc și de lucru? Sunt persoane care lucrează în Săbăvan, sunt persoane deopotrivă care lucrează în Roman, pentru că Romanul absoarbe oricum mare parte din populația lucrativă a localităților limitrofe, inclusiv Săbăvan, Tămășeni, Cordun, Adjudeni și celelalte localități care sunt. Adică avem un exemplu elocvent în firma TRV, actualul ZF, care au transport. Avem un exemplu în ArcelorMittal Steel. Aceștia oferă transport prin diferite companii pe care le au ei acolo și ne dăm seama cei care sunt navetiți și cei care lucrează în localitate. Dar sunt și societăți în localitatea noastră care absorb din forța de muncă locală. Dacă ar fi să faceți un procent, cât absorb din forța de muncă locală cei de la dumneavoastră? Cred că undeva în jur de 40% din populație. Este foarte bine. Cred că în jur de 40%. Avem câteva societăți care au un număr ridicat de angajați și aici vorbim de... Pot să dau nume, bănesc, nu e o problemă. Nu e nicio problemă. Vorbim de Marton, ca și numii, sau fostul Larry Chris Trans. Da, dumnealor au undeva în jur de 200 de angajați. Vorbim de Zoosab,
care este iarăși pe raza hotelului nostru. Ei au undeva, cred că la fermă, vreo 300 de angajați. Vorbim de Suimprot, care este la Traian, au și ei 200 de angajați. Astea sunt cele mai reprezentativi societăți comerciale de pe raza hotelului nostru. Plus o alte companii care sunt mai mici, dar tot au 5-10 angajați. Deci este foarte bine când ai 40% absorpție locală pe forța de muncă, deja gândește altceva. Apropo de dezvoltarea viitoare a comunei, sunteți într-o zonă privilegiată dintr-un anumit punct de vedere, drumuri, legături, etc. Cum vedeți această dezvoltare? Deci pentru noi este o oportunitate pe care n-am ratat-o. Și de ce spun asta? Am demarat acum 2 ani de zile elaborarea unui plan urbanistic zonal pe o zonă care se învecinează cu intrarea ieșirea de pe autostradă la aproximativ 500 de metri, până într-un kilometru. Deci vorbim de o suprafață de aproximativ 48 de hectare, din care primăria este proprietară pe 4. Diferența sunt terenuri ale oamenilor, persoane fizice sau juridice după casă. Ideea e că odată dezvoltată această zonă industrială, creat declicul, în sensul în care vin și noi reușim să concesionăm terenurile pe care le are primăria, ceilalți se vor dezvolta natural. Eu văd acolo o dezvoltare în 10 ani din momentul discuției noastre. Lucrurile bune nu se întâmplă în termen scurt. Ele se întâmplă, dar durează o perioadă până se maturează și înțeleg oamenii care este dezvoltarea. Și dorința și speranța mea este că prin această zonă industrială să reușim să atingem două obiective. Primul obiectiv este fixarea tinerilor în localitate, pentru că Săboaniu este și el depopulat parțial, poate nu este la nivelul altor localități rurale din România, dar se simte acest lucru și mă bucură să văd când tineri care sunt plecați în străinătate vin și se întorc acasă și locuiesc în locuințele pe care și le-au făcut. Primul obiectiv și al doilea obiectiv este cel de a asigura locuri de muncă tinerilor și respectiv forței de muncă locală. Iar un al treilea obiectiv, de care nu spuneam anterior, poate să fie deschiderea sau crearea posibilității ca oricare persoană care are un teren în zona respectivă să devină antreprenor. Pentru că, așa cum știm, economia se bazează pe întreprinderile mici și mijlocii. Și zona este gândită pentru astfel de întreprinderi. Da, interesant. E bine că mai aveți teren încă pe care să puteți face lucrurile astea. Mulți se plâng că nu mai au terenuri, nu se mai pot dezvolta. Spuneți-mi un pic, oamenii din Săbăoani, în momentul ăsta, ce își doresc ei cel mai mult ca oameni, ca locuitori ai comunei? Unii, am mai întrebat prima, ce, domne, ai noștri vor să facă sport, nu au unde să facă sport, ne chinuim să găsim o locație. Alții se gândesc, vrem să facem cămin cultural, alții nu știu ce vor să facă. La dumneavoastră, care este principala dorință a populației? Noi trebuie să, ceea ce mai avem de bunătățit în perioada următoare constă în finalizarea asfaltărilor, proiect pe care noi l-am licitat și urmează să desemnăm câștigătorul. Un alt proiect foarte important este de a crea o infrastructură pentru biciclete, piste de biciclete peste tot, pe străzile mari care au lățimea suficientă pentru a ne permite astfel de investiții și un teren mare de fotbal. Oamenii au nevoie a unui teren mare de fotbal, noi am avut un teren de fotbal, terenul a fost dat, s-a edificat o biserică în zona respectivă și acum suntem în căutarea unui teren care să întrunească condițiile necesare pentru a face un teren de fotbal, pentru că avem și o echipă pe care Consiliul Local o finanțează și dorim ca să putem juca meciurile de acasă cu adevărat acasă, adică la Săbăoani. Acum unde lucrați? Acum jucăm la Ghirești. Jucați la Ghirești. Da, da. E ca la imnul Rapidului, știți? Suntem peste tot acasă. Mă rog, la Ghirești sunteți ca și acasă, într-un fel. Da, că, da. Fiind ca localități catolice, da. Avem particularități comune și asta ne apropie ca și oameni, ca și să ne căsătorim între noi. Adică, eu bine, eu am soții din Săboan, dar, da, dar cunosc, nu, am prieteni care au soții din Ghirești, din Pildești, da. Săboan, Ghirești, Pildești, sunt trei comunități care au elemente comune. Da. Deci, teren de fotbal, drumurile, astea trebuie făcute, e clar, mai ales că la dumneavoastră acolo e și circulație, ca să nu mai discutăm. Eu am văzut, ați amintit de Ghirești,
Nu știu, parcă la Temășeni am văzut niște piste de biciclete interesante, sper că nu greșesc. Da, domnul primar a făcut acolo trotuare și piste ciclabile mandatul trecut 2016-2020. Parcă așa țin minte, am trecut și am văzut și chiar m-am uitat că erau interesante. La dumneavoastră am fost odată într-o sală de sport și mi-a plăcut. Da, sala de sport am făcut investiții, am reparat clădirea vestiarilor, le-am branșat la sistemul de canalizare centralizat al comunii pentru că nu erau branșate și nu puteau fi folosite vestiarele așa cum ar fi trebuit. Tot acolo unde ați fost dumneavoastră am amenajat curtea interioară, am făcut parcări pentru profesori și zona de recreere pentru elevi și am făcut și acel teren care era în curte. L-am făcut pentru... Se lucra când am fost eu. Da, l-am făcut 6x6 plus piste de tartan. Da. Acum, ați fost antreprenor, ați ajuns ați fost și consilier local și antreprenor, după aceea primar. Care sunt marile dezamăgiri pe care le suferă un antreprenor când intră în domeniul administrației publice locale? Vă rog frumos să-mi spuneți. Păi e o diferență semnificativă. Lucrurile nu se întâmplă când îți dorești tu. Și cum credeai tu că se pot întâmpla? Adică în antreprenoriat lucrurile sunt mai simple, în sensul în care ai banii tăi, dispui de ei exact cum vrei și cum trebuie. Adică în sensul în care dispui pentru nevoile firmei, nu pentru nevoile tale personale, să nu mă înțeleagă nimic greșit. În antreprenoriat, dacă ai nevoie mâinii de a-ți extinde hala de producție, dau un exemplu, te duci, identifici un proiectant, ai mers, ai luat un certificat de urbanism, ai făcut autorizația de proiectul tehnic, autorizația de construire, în 3 luni, în cel mai fericit caz, în 3 luni te-ai apucat de treabă. Pe când partea asta, la alte, sunt alte etape de parcurs. Ai bani în buget? Nu ai bani în buget. Fă rectificare de buget, du sumele în zona respectivă, identifică, du-te la toate instituțiile, ia autorizații, depășești faza de avizi, acorduri, ai completat, aprobă indicatorii tehnico-economici după ce ai făcut proiectarea, scoate la licitații, evaluează tehnic, financiar, desemnează câștigătorul, dă ordine începerea lucrărilor. O cu tot o altă conotație în public față de privat. Da, eu am cunoscut foarte mulți care s-au dus cu un entuziasm deosebit, după 3-4 luni erau foarte speriați, iar după 8 luni unii dintre ei au devenit funcționari perfecți, chiar fiind primari. Adică au intrat în mecanismul acela al birocrației cu totul și au devenit și ei birocrați în loc să încerce să sară etapele, dar asta e situația. Eu mai am o glumiță, să le mai zic colegilor mei, băi, ai devenit cu adevărat funcționar public. Asta vreau să spun. La modul sincer vă împărtășesc că este foarte bun un job în primărie pentru oameni în general, dar dacă ai așteptări sau dorințe sau capacități mai mari pe anumite zone, uneori primăria te poate ține în loc. Nu te blochează, dar te ține în loc, pentru că e o muncă repetativă. Elementul de noutate cu care te confrunți, nu uica în privat unde ai alte provocări de depășit. În primărie, dacă ești pe un compartiment, știi că aia trebuie să faci de la 8 la 4, de la 20 de ani până la 62, respectiv 65 de ani. Sau 70. Da, adică eu cred că e mai ok în privat pentru o serie de oameni care sunt altfel structurați. Fiecare dintre noi ne găsim locul acolo unde suntem meniți a fi. Bun. Acum am vorbit de administrație, haideți spuneți-mi ce dezamăgiri ați avut sau ce satisfacții ați avut în politică în perioada asta. Când vă referiți la politică, când spuneți politică, la ce vă referiți mai exact? Păi ați intrat în... ca să ajungi primar, ai făcut și politică cumva, adică ai intrat într-un partid. Ai ajuns într-un partid, acum, în momentul acesta dumneavoastră, sunteți practic în altă zonă a politicii, deci... Eu cred că ați avut și niște insatisfacții în politică. Dacă ar fi să subliniez o dezamăgire a mea personală vis-a-vis de USR, este doar ieșirea de la guvernare. Nu vorbesc de rău pe nimeni, pentru că cred că în politică politica trebuie făcută cu sufletul și cu bunătate. Odată ce am schimbat această stare, deja nu mai putem face politică, pentru că politica trebuie făcută pentru oameni. Iar oamenii trebuie iubiți, indiferent de natura lor. Asta este cea mai mare dezamăgire legată strict de politică, ieșirea USR-ului la guvernare, pentru că era pe un tren bun în momentul ăla. Ieșirea la guvernare ne-a prăbușit în momentul ăla pe toți. Decizia, așa cum sublineam, decizia este a mea de a schimba, de a merge în zona PSD-ului, este tocmai pentru a putea
dezvolta comunitatea așa cum trebuie și cum are ea nevoie în momentul ăsta. Iar am încredere că, fiind parteneri cu acești oameni, cu reprezentanții lor, putem să atingem aceste obiective. Acum vă întreb, ați obținut și niște garanții? Cât se pot obține garanții în politică odată cu această trecere pentru localitatea dumneavoastră? Da, și o să vad asta în perioada următoare. Deci, este foarte important lucrul ăsta, că de obicei se spunea o trecută ăla că nu-i plăcea ochii lui celălalt sau că s-a certat cu nu știu care. Eu sau... n-am avut niciun conflict cu nimeni. Eu am avut o discuție cu Iulian Bulai în decembrie, în ianuarie, în care i-am povestit clar, pentru că am vrut să am o relație cinstită cu el până la capăt, și am spus care sunt perspectivele pe care eu le văd. Am căutat alternative împreună, n-am reușit să le concretizăm așa cum ne-am fi dorit, și atunci am spus că asta este cea mai bună decizie pentru mine la momentul ăsta. Deci, pe care el a înțeles-o. Deci, practic, ați purtat o discuție lămuritare. Bineînțeles, și lucrurile înțeles. Sunt clare între dumneavoastră. Da, dacă îl sunt pe Iulian după emisiunea, să-mi răspundă la telefon. Asta este foarte... Eu, la cât îl cunosc, eu s-ar putea să mă sune în timpul emisiunii. Deci, da, cât îl cunoaște și dumneavoastră, da, dacă da, vede emisiunea... Avem o relație bună, nu? Adică aș, da, aș el a vorbit frumos despre dumneavoastră ultima dată când a fost în emisiune la mine. Și a spus că primarul de la Săbăoan, care a făcut, face. Și țin minte când, au fost alegerile în cadrul partidului, întreaga conducere de la USR a fost la dumneavoastră în sala de sport. Da. Erau toți cei care, mă rog. A fost Drulă, care era ministrul transporturilor, a fost Barnă, care era vicepremier la momentul ăla. Da. Țin minte da. Că am fost acolo și am și adresat niște întrebări. Și chiar am zis, uite, au făcut la Săbăoan, n-au făcut la Roma, n-au făcut la Piatra Neamț. Au făcut în Săbăoan. Bun, acum, Săbăoan, ați amintit de celelalte comune cu care sunteți practic într-un fel înfrățiți? Surori. Ați discutat cumva de un plan de dezvoltare comun, poate chiar cu Romanu? Am avut discuții cu Adrian Ciobanu, primarul Comunei Cordun, am avut discuții și cu domnul Bereșoaie. Da, am putea face, am avea o soluție de a lega, de a interconecta acestei, sau la momentul acela al discuțiilor era posibilitatea de a interconecta prin piste de bicicletă. La momentul ăsta nu se mai poate, că atât drumul care leagă Săbăoanul de Pildeșcă și celălalt vor fi tăiate de către autostradă și vor fi făcute pasarele. Și în momentul ăla nu mai avem cum să facem piste de bicicletă. Da, singura variantă alternativă va rămâne Săbăoan, Simionești, Cordun. Dar în același timp trebuie văzut dacă putem să construim pe extravilan. E o situație care trebuie lămurită din punct de vedere legislativ. Și acolo zona de drum județean și lateral, în anumite distanțe, sunt intabulate pe Consiliul Județean. Da, și atunci lucrurile sunt un pic da, mai noi am complicate. Reușit pe UAT Săbăoane, am reușit să intabulăm, există o, la OCP, există o posibilitate rambleu de embleu în latura șanțului, cum se numesc el din punct de vedere tehnic, am reușit să intabulăm din gar până în limita șanțului, am reușit să intabulăm pe comuna Săbăoane. Vorbiți-ne un pic despre echipa pe care vă formați acum, pentru că ați avut o echipă, probabil odată cu această schimbare aveți o echipă mai mare. Am discutat cu domnii care sunt membri în Consiliul Local din partea Partidului Social Democrat. Întrebarea mea a fost următoarea, dacă vor să vină și dacă vor să continui proiectul politic pe care l-au început sau pe care l-am început, pentru că admit că Consiliul Local a avut o structură omogenă acum 4 ani, în sensul în care am avut 6 consilieri USR, 5 PSD, 4 PMP și 2 PNL. Și atunci vă dați seama că trebuie să facem mai multe, să avem mai multe negocieri, iar multe dintre proiectele noastre au trecut cu sprijinul și cu sprijin de la Partidul Național Liberal, plus un domn de la PMP care plecase, dar între timp a fost exclus, și la foarte multe proiecte s-au alăturat parțial și domn din Consiliul Local de la PSD. Când a ieșit USR-ul de la guvernare cu PNL-ul, cum a rămas? Ați mers în continuare cu consilierii. Deci, la nivel local a existat. Deci, alianța cu PNL a funcționat bine la nivel local. N-am avut probleme cu colegii de la Partidul Național Liberal. Niciodată, niciun moment. La nivel local. Că nu s-au materializat anumite discuții, negocieri dintre mine personal cu conducerea județeană, pe salte, e alte discuții. Dar nu, eu personal nu vreau să explorez, pentru că nu-i văd sensul. Da, normal. Da, pentru mine, așa, nu pentru cei peste 100 de oameni care stau tot timpul să uită la noi acum.
au existat presiuni asupra dumneavoastră în cei 4 ani, cât ați condus, aproape 4 ani, cât ați condus comuna? De exemplu, când era guvernarea, nu prea existau presiuni, dar după. Nu, presiune, nu le numeți presiune. Au fost doar discuții normale, dar nu, presiuni niciun moment, nu. Deci nu au existat nu, presiuni. Nu, exclus așa ceva, nu. Bun. Eu văd comentarii care vin de la foști colegi de ai dumneavoastră. Mulți dintre ei, eu am recunoscut întotdeauna că USR-ul se pricepe la multiplicarea informației și unii vă laudă, alții vă critică. Ați fost conștient că dacă veți lua această decizie, se va întâmpla lucrul ăsta, nu? Bineînțeles, am fost asumat toată perioada. Vă dați seama că dacă stăm să facem o analiză cum a plecat USR-ul din USB la București cu Nicușor Dan, care se lega cu lanțuri, adică USR-ul are și el, într-adevăr, USR-ul este format din oameni sau din oameni nemulțumiți parțial, care au căutat o alternativă pe dreapta și s-au dus atunci spre USR. Mă așteptam ca reacții negative să fie și din partea, pentru că au și ei un nucleu în care sunt cei nemulțumiți și eram sigur că vor arunca cu, sau ghilmele de rigoare vor arunca cu roșii în mine. Pentru că, vă dați seama, e greu pentru ei să admită, dar ei nu sunt în postura mea. Ei nu înțeleg lucrurile care se întâmplă în spatele cortinei. Haideți, asta vreau, de aici vreau să pentru ajungem. Trebuie să... Ce trebuie să înțeleagă cineva care nu este implicat în administrația publică locală și poate așa devoalăm modul în care gândesc primarii care sunt pe funcție. De exemplu, un primar foarte cunoscut în județul Neamț mi-a zis foarte clar, dar nu acum, și acum 4 ani și acum 8 ani. Zice, eu sunt un primar mercenar pentru comuna mea. El a trecut pe la toate partidele, absolut toate partidele. S-a întors, s-a dus... Eu sunt mercenar pentru comuna mea. Zic, cum adică mercenar pentru comuna mea? Da. Zice, eu dacă pot să obțin fonduri de acolo, mă duc acolo. Și asta este o chestie dusă în extrem, până la urmă. Dar el așa gândește. Cum gândiți dumneavoastră? Dați-vă seama că, așa cum spuneam la început, noi avem diverse proiecte, diverse stadii la companii. Da? Trebuie să admitim că companiile sunt conduse. Aceste companii au o structură politică și finanțările astea se dau pe un criteriu politic a partidelor care se află la guvernare. Ori tu, ca să beneficiezi de acele fonduri, trebuie să fii într-o zonă de a guvernării respective. Gândiți-vă că eu personal am fost, după ce am câștigat alegerile în 2020, în decembrie, chiar în, nu vreau să greșesc, 23 decembrie 2020, am fost la Compania Națională de Investiții. Am ajuns să discut cu doamna director general, cu ne-au primit foarte frumos, cu Cozona, cu... De Crăciun, nu? Da. Am avut o discuție legată de proiectele și de cum vedem dezvoltarea și noi aveam niște proiecte care se aflau pe listă sinteză în momentul ăla. Am ajuns acolo la recomandarea unei doamne care este consilier local în Consiliul Local Piatra Neamț, pentru că erau prieteni. Și am povestit. Dar să știți că nu s-a întâmplat mare lucru. Pentru că o serie de companii... Deci a fost foarte amabilă. Da. Deci nu ați simțit o ostilitate exact, personală. Exact. Dar ea avea o listă probabil undeva dar unde erau priorități. Dar finalitatea nu s-a mai întâmplat. Și atunci, care este interesul primarului? Sau care este rolul primarului? Este de a dezvolta comunitatea. Îmi place să cred și o spun de fiecare dată, primarul dezvoltă comunității. Primarii dezvoltă comunității. Bineînțeles, într-o bună conlucrare cu Consiliul Local, cu aparatul de specialitate, că omul ăla nu poate să facă tot singur. N-are cum, e imposibil. Dar dacă tu nu reușești să atragi acele finanțări, eu când m-am dus să semnez actul adițional pe PNDL2, comuna noastră, statistic, la momentul ăla 11.000-12.000 de locuitori, semnează un singur act adițional. Cu toate că noi aveam proiectul finalizat, trebuia să facem recepție, urma să facem recepție. Vine o comună care are jumătate din populația Săbanului, semnează 6 acte adiționale. 6 acte adiționale. Săboanii de ce trebuie să fie dat deoparte? Săboanii de ce nu poate să aibă 6-7 proiecte de genul ăla? Pentru că un primar are datoria de a lăsa urmii în spatele lui. Și urmile trebuie să fie puternici și adânci. Că dacă nu sunt de genul ăla, treci degeaba prin zona respectivă. Nu poți să stai 4 ani pe un scaun fără să lăși urmii.
că e împotriva firii. Și de fiecare dată am zis că în momentul în care am candidat am spus așa, dacă Dumnezeu vrea să fie primar, eu voi fi primar. Am ajuns primar. Acum spun iarăși, dacă Dumnezeu vrea ca proiectul meu politic, ca dezvoltarea Săbănilor să continui, va continua. Și sunt absolut conștient că oamenii de bună credință, cei cu care noi am câștigat alegerile în 2020, vor fi parteneri și în acest proiect politic pe care noi îl facem, indiferent de culoarea politică pe care noi o avem. Vorbeam cu diversi constructori, cu diversi oameni care m-au sunat și m-au felicitat și mi-au spus, bravo Florin, ai ales bine. Îi zic, de ce? Pentru că de fiecare dată când PSD-ul a fost la guvernare, eu ca proiectant, eu ca constructor, eu am muncit. Și care este scopul? Economia e circulară, trebuie să învârt. Dar dacă banii pleacă și se deblochează la guvern, ajung la constructor, ajung la angajați, se întorc în bugete locale. Taxe și impozite, și așa, 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 funcționează, așa funcționează roata. Iar noi trebuie să admitem că asta este alegerea pe care trebuia să... Eu sunt conștient că asta e alegerea pe care trebuia să fac acum. Vorbeam de proiect politic, proiectul politic al dumneavoastră. Cât din proiectul acesta politic ca timp se leagă direct de Săbăvani? Adică aveți un deadline, dom'le, eu vreau să am două mandate sau patru mandate. Eu am spus de la început că trei mandate stau primar. Trei mandate. Maxim trei mandate. Când o să termin cel de-al treilea mandat, o să am 44 de ani. După aia vreau să mă dedic la altor proiecte. Copiii mei atunci ar trebui să aibă peste 8 ani, fiica mea ar trebui să aibă 16, aproximativ 16 și fiul meu 11. Și deci o să aibă nevoie de mine, mai mult decât au poate în perioada copilăriei. Principiul meu de viață este foarte simplu. Dacă am ales să trăiesc într-un loc, trebuie să fiu implicat în locul ăla. Trebuie să fiu parte a vieții cetății respective. Și cred că singur, am posibilitatea și binecuvântarea de la Dumnezeu acum de a lăsa urme în acel loc și de a dezvolta comunitatea pentru că am ales să trăiesc acolo și trebuie să creez condiții nu în mod egoist pentru mine, ci în mod unitar pentru toată comunitatea. Iar oamenii de acolo să beneficieze de ceea ce putem crea noi. Pentru că au fost, am avut și șansa de a fi în această perioadă în care s-au lansat foarte, foarte multe fonduri la finanțare. Adică poate într-o altă etapă n-am fi avut același impact pe fonduri europene, dar am avut șansa de a fi contemporan cu aceste vremuri și am beneficiat de tot ceea ce am putut noi ca și comună până în acest moment. Și nu o să ne dăm bătuți, o să mergem în continuare cu scrierea de proiecte europene pentru a reuși să creștem gradul de implementare. Când am preluat primăria, aveam buget 20 de milioane de lei. Acum cât e? Anul trecut a fost 50 de milioane, anul ăsta e 40 și un pic. Pentru că am finalizat proiectul pe Angel Salini, trebuie să facem recepția. 7,6 milioane de lei pe 7,3 km de canalizare. Și urmează să facem recepția pe acel proiect. Apropo, cum stați cu apa? Nu avem probleme cu apa. Nu avem probleme cu apa pentru că pe raza OAT-ului nostru trece o conductă de la Timișești. Această conductă coboară spre Roman, tranzitând localitatea Săboan pe strada Orizontului și avem acolo un branșament care ne alimentează stația de clorinare. Cu cine aveți contract? Cu Apa Serv avem contract. Deci aveți cu Apa Serv, da. Dar dumneavoastră nu aveți probleme. Nu avem probleme cu apa, nu. Sunteți fericiți pentru... Sunteți, da, fericiți zonei. Suntem fericiți, da. Din punctul ăsta de vedere, da. Și canalizare la ce nivel este în comună? Am finalizat, până în acest moment avem 10 km finalizați în acest mandat al meu. Din? Din, avem, să o iau pe cifre, erau 13,4 km făcuți pe post mediu, am mai finalizat noi 10, acum suntem la 23,4 km și mai erau aproximativ din rețeaua vechi, probabil undeva în jur de 7 km, deci suntem la 30 de km de canalizare. Din principiu mai avem puțin și ce înseamnă străzi mărginașe și fundături de făcut, unele fundături, nu toate. Unele fundături. Cred că o să mai avem nevoie de o rețea de aproximativ 10 km de canalizare. Acum, apa care o aveți, aveți și abonați la ea? Că în multe comune se întâmplă că ai apă și nu sunt deci abonați. La sistemul de apă sunt abonați pentru că v-am spus, lucrăm acum pe, să depunem pe apă canal măsură care va fi lansată pe 5 aprilie. Am avut nevoie de o notă de informare de la Compania Națională. Avem branșate 2000 și vreo 120 de gospodării la apă, iar la canal... undeva aproximativ 6. Deci sunteți o comună rentabilă pentru cei de la Apa Serv. Din câte îmi dau cu seama. Cu siguranță, da. Din câte îmi dau seama. Cu siguranță, da. Adică sunt foarte multe locuri în care s-au investit milioane, zeci de milioane de lei și ai sistemul, n-ai clientul. Pentru că așa se întâmplă în România. Suntem în perioadă de sărbătoare pentru toți credincioșii catolici acum.
Eu permit eu să le transmit sărbători binecuvântate și să-mi povestiți un pic despre spiritul Săbăoanului. Așa. Spiritualitatea zonei. Pentru că Săbăoan este, ca să spunem așa, și o pepinieră de înalți prelați. Așa este, de acord cu dumneavoastră, da. Da, din fericire pentru noi, Dumnezeu lucrează frumos acolo și au fost foarte multe vocații la preoții. Bineînțeles, odată cu scăderea numărului copiilor și vocațiile s-au împuținat. Dar asta e un efect care e direct proporțional, că nu se întâmplă, e firesc. Și de sărbători, așa cum spune și Părintele Paroh de la Centrul Irinel Iosub, zice că Paștele nu este doar o zi, Paștele este o sărbătoare în trei zile. Adică ar trebui ca toți credincioșii romano-catolici să meargă începând de joi la biserică, la cina Domnului, să meargă vineri și sâmbătă la liturghia solemnă de la ora 9. Este o energie foarte, foarte frumoasă și... Și se merge la aceste slujbe. Da, pentru că există o disciplină, există oamenii care vin, cred, se manifestă în felul acesta. Din fericire, credința s-a păstrat și este vin în sufletul oamenilor. Și e un lucru foarte bun și util pentru noi asta. Este foarte, foarte bine. E o binecuvântare. Și va fi un moment foarte frumos, întrucât la biserica din centru avem fanfară. Și am terminat, da, și am terminat și acolo am împreună cu un parteneriat primăria, cu parohia și cu secretariatul general pentru culti, am finalizat orga. Avem orgă care se prezumă că ar fi donația regelui Carol. Ea nu avem un document care să ateste asta pentru că populația fiind preponderent ortodoxă nu prea au vrut să facă public lucrul ăsta, dar părintele, să zice că părintele Liverotti, care era la momentul ăla părinte paroh acolo, a fost coleg de școală cu regele Carol. Și în baza bunei prietenii a lor, când Carol era la niște exerciții în zona orașului roman, a venit și l-a vizitat părintele Liverotti. La 1902 este finalizată biserica, în jurul anului 1900. Și l-a întrebat ce ar avea nevoie și a dat această orgă de la Rigler, care este, cred că număr, nu vreau să greșesc, aproximativ în jurul numărului 600, pe care am recondiționat-o împreună cu o firmă de la Hermann. Păi da, este singura firmă care recondiționează. Da, orice întâmplărie, da. Undeva și în zona Brașovului acolo. Sună divin, sună divin. Și va intra probabil și într-un program cultural. Pentru că la Săbăoani există nevoie de cultură. Și oamenii au o sete pentru cultură. Eu văd asta de fiecare dată când facem evenimente culturale. Și facem foarte multe evenimente culturale noi. Avem un proiect, un proiect de-al meu de suflet, se numește 12 evenimente culturale. În care anul ăsta, martie, am avut ziua mămicii. Au fost aproximativ 150-200 de oameni, cu tot copii, cu un eveniment frumos, făcut în parteneria cu Centrul de Voluntariat Puterea Binelui și cu Clubul Copiilor. Pentru că numai dându-ne mâna instituțional putem colabora, altfel dispărem. Când facem evenimentul de sărbători de iarnă, Căminul Cultural este neîncăpător. Bineînțeles, eu aduc nuci, vin fiert, ceai, mi se pare așa o energie fantastică, noi avem niște copaci de nuci, vorbesc cu o rog pe maică, mi-a putea că aduc două coșeri de nuci, luăm colaci, cumpărăm colaci, dăm la urător, la colind, da? Este foarte, foarte frumos. Și în aprilie o să creionăm un alt eveniment, în mai un alt eveniment, în iunie avem 1 iunie, ziua copilului, facem proiecții de film în aer liber, facem anual 2-3 proiecții de film în aer liber, organizăm ziua copilului, organizăm o activitate, se numește Sportul pentru Toți. Organizăm un campus vocațional, să-l numim astfel, este împreună cu Asociația Murialdo, o FIPE Vibe. Visează înainte și bucură-te de educație. Este un eveniment foarte frumos care adună în jur de 400 de copii, atât cei care vin din diaspora, cât și ai noștri localnici. Și există acel networking și acea socializare foarte frumoasă între ei. Bineînțeles, plus campusurile pe care le organizează Biserica Romano-Catolică, noi avem 4 parohii acolo. Fiecare dintre ei organizează într-o anumită perioadă o săptămână de campus cu voluntari și copii în care fac diverse activități și dumnealor. Și care activități contribuie foarte mult la întărirea spiritului de comunitate. Asta este clar. Dacă s-ar întâmpla peste tot așa, ar fi extraordinar. Domnul primar, pentru mine a fost o adevărată plăcere să stăm de vorbă. Dacă mai simțiți nevoia să adăugați ceva pe final, faceți-o. Vreau să le mulțumesc locuitorilor Comunei Săbăoan pentru toată încrederea de care dau dovadă. Vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl arată necondiționat și în același timp vreau să le urez
sărbători pascale binecuvântate. Să nu uite niciodată că familia este liantul și elementul cel mai important pentru fiecare dintre noi, iar noi la Săbăoan trebuie să ne comportăm ca o mare și adevărată familie, în care problemele să le depășim împreună dându-ne mâna și nu uitându-ne urât unul la celălalt. Sărbători fericite, dragi creștini romano-catolici! Acestea fiind zise, mai spun o dată, a fost o reală plăcere să stau de vorbă cu un primar tânăr care are la el cuvintele, are la el știința administrării, provine din mediul privat și care spune foarte clar, eu vreau 3 mandate să fac, să las o urmă în jurul meu, o urmă bună. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni, să fim cu toții sănătoși și să încercăm să fim, cum spunea domnul primar, toți o mare familie. Nu știu în ce măsură se poate asta, dar încă putem spera. Cele bune, numai bine!